Fonduri europene în valoare de 50.000 de euro pentru tinerii fermieri. Acest sprijin se acordă timp de 3 ani, facilitând începerea activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier. O bună parte din fondurile disponibile este acordată tinerilor din diaspora. Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale a anunțat marți perioada oficială în care se pot depune online cererile de finanțare. Programul Național de Dezvoltare Rurală vine cu noi beneficii. Tinerii fermieri sunt sprijiniți în a-și iniția activități agricole. Depunerea cererilor de finanțare pentru submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 2020 se va face online pe site-ul oficial al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în perioada 15 iulie-15 octombrie. Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibile menționate în ghidul solicitantului aferent acestei submăsuri. Beneficiarii vor primi fonduri europene în valoare de 50.000 de euro. Banii se dau în două tranșe, 75% la semnarea contractului și 25% în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri. Fondurile disponibile sunt de 43 de milioane de euro, dintre care 20 de milioane de euro pentru tinerii din diaspora. Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier.